locul 96 a neatomului care avem prin codul administrativ și are dispoziție primară locul 97 a 11.2023. A fost invitat să faci la președinte ordinare de astăzi, 13 noiembrie 2023, ora 12. Din cei 11 consilieri locali, sunt prezent 10. Ședința este statutară. Acum haideți să supunem de aprobare procesul verbal, chiar la ședința anterioară. Asta e cea din data care a fost, fost 7 verbal. Da, da, e bine. Ce este pentru? Împotriva, atendeți. Procesul verbal a fost adoptat în unanimitate din vot. Acum, haideți, pentru că domnul Bălan, care a fost ales președinte de ședință, nu poate să vină, că este la o spital la Iași, am înțeles că are niște probleme și era programat mai înainte, nu poate să vină. Așa că, în conformitate cu articolul 123.1, în formă administrativ, vă rog să faceți propunere pentru alegerea unui nou președinte de ședință pentru astăzi, la rădă. Domnul consilier de acolo, mai sunt 7 propuneri? Dacă nu, în formulață, îmi zic propune pe domnul Diaconul Constantin. Da. Deci, cine este pentru? Împotrivă, deci, cu 10, 0, 0. Deci, la ședință, doamna Maghi Răsmânt, care a fost la comisie numai de lor și domnul le-a spus fiteți. Așa că, domnul președinte, vă rog să nu vă rog să vă rog. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Dau o citire ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința de astăzi. Inițiativa viceprimarul Constantin Diaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referat în aprobarea primarului. Comisia care alegează Comisia 2. Proiect 2. Proiect de hotărâre pentru depunerea și implementarea proiectului cu timpul instalație fotovoltaică pentru consum tot comuna Bunătuțul Bacău, inițiator primar Victor Diaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare a primarului. Comisia care vizează cele 3 comisii. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiții cu titlul instalație fotovoltaică pentru consum propriu comun de Orșuțul Bacău. Inițiator primar Victor Diaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare a primarului. Comisia care vizează cele 3 comisii. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ardeoara-Tuțul Bacău, începând cu 1 noiembrie 2023. Inițiator primar Victor Diaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care analizează cele 3 comisii. Așa. 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ardeoara-Tuțul Bacău, începând cu 1 ianuarie 2024. Inițiator primar Victor Diaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care vizează cele 3 comisii. 6 avem diverse, dacă nu se șapte proiectul de hotărâre de impunerea unui de zi, nu. Supun spre aprobare unui de zi în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Intrăm în ordine de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința de astăzi. Așa, aici s-a ales. 2. Proiect de hotărâre pentru depunerea și implementarea proiectului cu titlul instalație fotovoltaică pentru consumul comun al Ardeoara-Tuțul Bacău. Avizie. Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia 2, domnul Pavlaru Ionuț. Aviz favorabil. Comisia 3, domnul Niculae Diaconu. Aviz favorabil. S-a discutat pe comisii, ședința de comisii. Dacă vreți cineva să opună. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Proiect de hotărâre privind aprobarea
aprobarea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiții cu titlul instalației fotovoltaică pentru consum propriu comun al Beiului de Fumacăuri. Aviz de Comisia 1, domnul Moise Crăciun. Aviz de Comisia. Comisia 2, domnul Pădurarul Emers. Favorabil. Comisia 3, domnul Diaconu Nicolae. Aviz favorabil. S-a discutat în ședința comisiei. Supun la vot. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Comunei Comunei Albert, de fapt, acum începând cu anul 2023. Aviz Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia 2, domnul Codroaru Emus. Aviz favorabil. Comisia 3, domnul Diaconu Nicolae. Aviz favorabil. Și în acest punct s-a discutat în ședința pe comisii. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ardeal, județul Bacău, începând cu 1 ianuarie 2024. Aviz Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia 2, domnul Pădurarul Ianus. Aviz favorabil. Comisia 3, domnul Diaconu Nicolae. Aviz favorabil. Și aici s-a discutat. Supun la vot, dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. La diverse, dacă dorește cineva să ia cuvântul. Domnul consilier Popa. Mulțumesc mult, domnul președinte. Domnul viceprimar, de aproximativ 2 luni de zile, cetățenii de comună Ardelean Dial nu mai iau internet și nici televiziune. Bănuiesc că știți. A fost un stâlp rupt, cei care construiau un basculă cu ceva, după care s-a demolat podul, s-a demontat cablul, noi am sunat și sună cetățenii la deranjamente. Și ei spun că ar fi trebuit să fie anunțat, să fost anunțat că se strică podul, că se ia caldul de acolo, ca să poată intervin cu ceva, sau să fi făcut un proiect să bage fibră optică. În condițiile astea, noi am rămas fără cablu, fără internet și nu știu ce soluție, ce ați făcut în sensul ăsta. Da. Deci ăștia de la Rundele Com au fost informați în prima secundă când s-a întâmplat incidentul cu macaraua aia care a agățat cablurile, au venit, au constatat și au rămas să-și facă treaba. Deci nu este un serviciu subcontractat sau care să fie la dispoziția primăriei Ardelean. Deci noi am anunțat și cei care au stricat n-ar fi trebuit să pară. Mi se pare corect, dar cineva a luat un strâng sau ceva, trebuie să-l cei cu macaraua de la drumă trebuie să-l pare. Rompile cum nu era de vina lor. Deci cineva a distrus. Dar în instanță, na, ce putem face noi? Deci se investigează? Nu știu. Trebuie să rezolvi treaba. Ăsta, da. Și de la port a fost anunțat că s-a demolat cablul. Deci că nici nu știu unde e cablul. De la port cablul lor. Dar n-au treabă. Era ca să treabă sub port. Era cablul din... Dar nu știu dacă l-o dat jos aici. Nu mai este. Nu mai este. Cablul nu mai e, nu știu. Dar firma de TV... Am vorbit eu cu el și o zic că vine cu aia să rezolvă treaba. Nu mai veniți? Nu vine, domnul secretar. Deci da, nu am de stat. Dar cred că la ședința anterioară... Nu e vorba de ăștia cu... TV-ul? Cu... Nu, Telecomul. E vorba de Telecomul. Deci nu este televiziune și internet. Și toată Comuna Ardelean... Că cei care au pe Rom Telecom... Da, ai tot pachetul, ai internet, televiziune... Am înțeles, da. Deci, exact cum e serviciul de energie electrică, de apă, din servicii... Am înțeles, dar să intervenim cumva, să rezolvăm. Deci au fost anunțați din prima secundă. Au venit la fața locului, au constatat și acum urmează să dea în instanță pe ăsta care a făcut deranjul, bănuiesc.
Așa o zis? Da, așa o zis, să se repare. De ce nu trebuie să repare și noi stăm un an? Poate vrea constructul să repare, dar nu se percepe ca și probleme tehnice. Aia asta, cu ce intervenim un pic, să vedem poate... Ce s-a anunțat, iarăși mă repet, din prima secundă au fost anunțați, au venit a doua zi, o sunat primarul și la 112. Am înțeles, domnul Biciu, dar Macarau au fost de la poduri. Cei care construiesc. Da, 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 da. Hai să intervenim, să vorbim cu cei de la poduri, hai să montăm un stâlp înapoi. Da, ați văzut că am dat stâlpii din a doua, a treia zi. Da. Deci noi ce am putut să facem, pentru că e vorba de fibra optică care ne alimentează camerele nouă. Înțelegeți? Deci nu ești clar că nu funcționează în sat, dacă... Nu, da, s-a rezolvat astea. Am pus stâlpii. A spus stâlpii. Da. Pentru camerii, dar pentru noi... Băi, dar nu, dar... Da, 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 să fie în serviciul lor, nu pute să... Optică separată în camerii. Am înțeles, da, bine. Deci e neavoință din partea la Rom Telecom. Deci ei nu pot să spună că nu a fost stâlp sau că... Ei au zis că n-am fost anunțat. Așa spun. Nu există. Doar că n-am terminat la port, nu ne-a anunțat nimeni că demolează portul. Crezi că trebuia făcut în scris înainte de a se demonta, ca ei să știe să spună în cadrul. Dar așa spun. Că sunt mare încărajamente. Și așa motivează ei că n-am fost anunțat. Un și doi, domnul Vicea, i-a zis și domnul primar, trecem prin apă. S-a demolat piciorul la port. Vin mașinile din curs, înferbântate. Îi băgăm în apă, discuri sferbiți, se ovalizează, intră apa, care se mai joasă, intră apa în ele. Da. Chiar mă bucur că ați adus în discuție subiectul ăsta, pentru că, na, eu nu sunt specialist, dar din punctul meu de vedere, nici un pic de bătaie de joc, sau poate, na, greșesc, eu mă repet, nu sunt specialist. Deci, ca să putem pune tuburi, mi s-au cerut 60 de tuburi. Deci, n-ai făcut adică. Altfel nu mi-i dă voi Apele Române. Am făcut două adrese către Apele Române, în care să mi dea un aviz, în care noi să facem o puncte pietonală, cum să spunem, de trecere cu caracter provizoriu până la terminarea podului. Prima dată au spus că nu știu ce, că ne-ar dă, după aceea au spus că nu știu ce. Și în calculul pe care le-am făcut ei, a rezultat un anumit debit de apă. Și-au zis că trebuie să fie să fie. La numărul ăsta de tuburi, vă dați seama, dar unde îi pui? Dar ceva provizore. Nu, nu vor, dacă am văzut. Domnul primar a vorbit, mi-a arătat adresa, au cerut două tuburi de 1800. A cerut noi? Da. Dar ei nu sunt de acord cu asta. Păi nu sunt de acord, că deja sunt prea mari și trebuie autorizați acolo. Dar noi putem interveni, zic eu. Avem tuburile alea care le-am scos de la podețele. Nu, de-amediază. Dar le punem de-a doua zi. De-a doua zi le punem. Nu, de-amediază. Deci dacă am intervenit în Albia Răuita, nu comentat. Și alt aspect, ați văzut la podul la Leontenești. Deci am pus patru tuburi. Acolo nu s-a putut și aici, poate. Nu a fost tot în Albia. Da, nu vor. Și acolo tot eu am zis, dacă vă aduceți aminte, tot eu am zis să punem două tuburi, să începem la din apă. Și acolo s-a putut. Și acum de ce nu se poate și aici? Ai zis că se măsură. Ne-amendează, nu mi-i dă voie Apele Române. Avem grinzele de la port, care s-au demontat. Și așa s-a demontat acolo. S-a demontat. Dar prima am dat zăule acolo, a zis că îi dăm gratuit la pod. Dar nici ce face cu el. Hai să tăiem un an, două. Așa. Dar nu vor. Cine răspunde? Dacă ne-i topim mal, și unde se mutați două? Se poate de ce unii dă voi, înțelegeți-mă, e proprietatea lor. Deci nu-ți dă voi. Dar ei sunt topim mal, nu-ți dați zăule grinzele alea. Peste albi. Asta-i culturez albi, așa spune. Face budozele în canal și apa curge de sus. Dar avem tuburi și relator la Rădinii. N-am fost de acord cu Alexandru. Dar avem tuburi mai mici. Avem mai mici. Avem de care vreți. Dar ei vor 60. Deci dacă nu punem 60 de tuburi, ne corectează. Și luăm amendă și atunci... Păi ca să punem 60 de tuburi, de aceea trebuie să pui unul în capul și tot nu se capi. Dacă le-ați... Toate podețele care le-ați demontat, s-o scos sub rea. Dar noi îi punem, dar ne amendează. Dacă vor 60, pune 60. Dar unde avem 60 de tuburi de 1000 și 1000? Dar de 1000? Păi au cerut ei. Deci nu îi pui cum vrei. Da. Deci nu le spunem tuburi mai mici. Ca să putem vrei. Nu, nu. Dimensionat. Nu știu. Problema e destul de mare. Deci trece prin apă și nu e de mult. Și vrea 60 de tuburi. Știu. A fost domnul director de 3 ore. Ce să spun eu mai mult de atâta dacă nu se poate? Deci nu se poate. Da. Nu-i regulă. Nu-i regulă. Și eu zic că nu-i regulă. Și apa și
cablu internetul. Deci trebuie să găsim o soluție. Dacă vrem și ne implicăm, eu zic că putem găsi. Cu internetul ăsta o să încerc eu să iau legătura cu ăștia la un telefon, eventual fac o adresă scrisă, oficială. Da, faci, da. Eu am avut trei, până o schimbați stâlpul ăla direct din poartă, care vrea legat de gara. Deci, domnilor, de la Rom Telecom au venit. Deci nu să-mi spune că nu au știut. Păi cum, dacă au venit trei mașini de-a lor aici, despre ce vorbi? Au venit să vadă, să constate ce s-a întâmplat. Și au fost cu cablu, nu mai este suport, nu mai e cablu. Dar nu a fost de la pod, a fost de la ăla acolo. De acolo au plecat și după aia și podul, că nu îți spun stâlp. Dacă nu mai este suport de la cablu, s-a demontat cablul pe pod. Unii cablu ăla. Nu știu. Ce rol are acolo? Dar nu știu dacă sunt doar cablul jos. Mai este, dar nu este, nu se vede pe partea de la vale, este unde este cablul. Nu este, eu n-am auzit până acum că din cauza la podă. E sincer, eu n-am auzit. Păi și stâlpul și podul, că dacă nu are legătură, dar nu e stâlpul, dar dacă este, are ceva. Este stâlp la capătul ăsta la alt al podului, montat de firma de construcție. Ziceți că nu știți. Spiciunul e demontat, îți dat de grinzi. Unii cablu, dacă grinzi jos, unde a fi stat cablul ăla în aer? Păi e demontat tot. Pe suport, pe partea laterală. Și-o luat capul, s-o remontat portul și... Nu știu. Putea să pune niște stâlpi provizorii și trecea, nu dat jos de acolo. Eu sunt în țeaba, aveam țeaba. Nu știu dacă a fost pentru că la remontenie, trece deasupra la altă, n-am nicio treabă cu pod. Aici este cea pe port. Aici era susținut de port, pe piețe de port. Da, pe port mergea, pe port. Bine, că dacă un picior jos, asta nu înseamnă că nu putea să se acabă aia aerian. Dar nu mai este, dacă vă uitați, și ați fost acolo de trebuie. Eu nu știu dacă, dacă nu ați să știți că nu mai este, eu tot nu mai este. Mulțumesc frumos, domnul președinte. Da, domnul consilier, vă ascult. Trebuie să mă adresez tot dumneavoastră un pic. Pe ulița, nu știu, strada Teilor, cum era tantiliana lui... La Lii, asta la... La Tănăsoaie. La Tănăsoaie. Așa, nu? Bă, voi ziceți zile, din partea lui Mocanu, al lui Ciulină și așa, că de ce nu s-au făcut șanțul până la deal la ei, că pe partea lor acolo, când vine cu coaile de la deal pe partea aia, le intră direct în 8 grade. Că se putea face rigola care se face acum, deci pe partea stângă cu... Adică cum a fost... cum mergi spre ei pe viață, ei au zis că le intra pe Nogradă, am o piscină pe acolo, bălditat, au stat când vine toate, și drumul, într-adevăr, un pic înclinat către ei, iar la ieșire îi în tot așa ridicat, deci nu-i dat o cădere, să zicem un pic, și cam se adună apa, deci când vine din deasul de la pod, de aici, că e tot înclinat, și rămâne acolo și îi bagă în o gradă. Și la Tantiniana... Cu totul așa... Așa, acum eu am... Deci, a fost săptămâna trecută da. Și proiectant, și dirigente de șantier, și mâine vine și patru. Deci soluția o dă ei. Adică, da. Omul e normal să se adreseze nouă, exact, da? Exact. Proiectul, cum schimb eu sau primarul sau... Sunt patru străzi, de la drumul național, sunt patru străzi. Nu, celălalt nu au probleme niciuna. Deci, la Cornelia, fosta directoare, da, la... are șans. Dorumul. Frumos, până sus, da. E normal să fie așa. La biserică, da. Este șans până la cimitir, da, până sus. Pe drumul Sondei, este șans până sus, dar mai puțin la curs. Când vor rămas exact drumul Bursa aia, mi-e poate mare, domnul, deci acolo sus. Vine toată apă. Și la intrare, ce-a fost? Soluția o dă proiectanta, deci nu dau nici eu, nici primarul. Da. Proiectantul dă. Proiectantul a fost chemat, deci fac sus, săptămâna asta, și dirigentul de șantier, și proiectanta, tot pentru... Noi, înainte de ședință, am fost consilierii, ne-am uitat, dar noi de la PSD am fost acolo, ne-am uitat și, într-adevăr, deci au dreptate cetățenii. Deci, eu nu zic că nu să fac două intrări cu biscuiți, stânga-dreapta, care la de stadiu, ce prie el dacă nu-i șansă? Păi, dar nu prie nimic. Dacă nu este șansă... Nu primesc avizul de la drumurile naționale dacă nu fac cu... Am înțeles, dar să continui șansul și mai sus. Trebuia continua cumva așa, până în sus. Deci eu m-am trebuit din șans, să din gola aia trebuie pe partea cealaltă și șansul de... Ca să primești avizul de la drumul național, trebuie să duci 20 ceva de metri la drumul național. Corect. Cu șanță. Dar trebuie să avem și continuitate. Da, trebuie să avem continuitate. Adică am făcut, noi cerut drumul național, am făcut șanță cu biscuit și nu avem continuitate. Nu se poate așa ceva. Bun, și cine e vinovat aici?
Dar nu... Proiectantul, nu am dat drumul la ce... Proiectantul, dar se pot face modificări pe asta am spus. De asta m-aș ultima lui. Exact, noi de asta am fost la venit, de asta am fost în lucru. Vă dați seama că noi mergem în fiecare zi, da. Și oamenii dar căutăm... Și pe bună dreptate. Căutăm soluții, că nu se poate. Păi normal, normal că nu știu căutăm soluții. Nu, bă, dacă vine speri și voi, te zic, faci cu ușa. Deci, băi, vin și la drum. Păi să vină și spune-le fost și consilierul. Și de ceva, domnul vice. La terminarea lucrărilor vrem să fie chemat soți consilieri pentru când se semnează recepția. Deci când se face recepția lucrărilor astea, toți se vor și bine, dar chiar m-aș bucura să fie așa. Păi de, vă rugăm să ne anunțați când o să fie, ca să mergem să vedem tot ce s-a făcut, în ce mod s-a făcut. Chiar e foarte bine, dar noi nu să așteptăm să termine lucrările, că putem merge cu lucrările. Se face recepția, când se face recepția. Recepția finală se face pisticea. Da, sunt probleme esențiale de oameni acum, la recepția. Nu, nu. Adică, și, da, adică, dreptate, domnul consilier, degeaba faci sesizarea, că... Când ajungi la recepția finală, el spune că n-ai constatat acum. Acum lucrează acolo. Acum lucrează acolo. Păi dacă nu știu să-ți zic oamenii, eu trebuie să-i am luat. Asta și să mai merge cu toți, nu trebuie să nu pot o problemă care... Foarte bine, foarte bine. Și au fost discuții toată săptămâna trecută cu strada aia. Deci cu strada aia și nu numai acolo, mai sunt probleme. Dar nu, celălalt zic că e o probleme. Acum și-a luat angajamentul constructorul când încearcă să rezolvi oricum, da, eu zic, da. Și-au făcut datoria și sper ca să finalizeze toate problemele care sunt. El ce lucru, da, așa auzesc, că încercăm cu toate, că au niște pierde pe la biserică. Stasul la acces era de 1,30 m, 1,50 m, da. Știți cum s-o fără. Dar, deci, a fost de înțeles și construcat foarte bine. Și sper că, sper, oamenii mulțumesc. Da, asta vreau și noi. Da, corect. Eu mă mulțumim că asta e cel mai important. Da. Cam atât am avut. Mulțumesc. Și dirigintele v-am spus. O transmis mai departe proiectantul și constructor. Prima dată când l-am chemat era normal. Omul vine și vezi care vrea. Și nu a fost la mai acolo, mai fost în vreo 4-5 locuri. Acolo e treaba mai majoră. Nu este în panta mare, panta mare și cu tine, apa vine mult apa acolo, s-a dat. Așa e, așa e, așa e, așa e. N-au luat în curte. Dar degeaba îi spune la constructorul, constructorul, dacă vrea nici ultima avea înseamnă. Dacă vrea nici ultima avea înseamnă. Ce are, proiectat ce face? O veni dirigentele de șantier, eu la măsură ca să îi anunță, o anunța. Domnul vice se face dispoziție de șantier și în unii cazuri se poate mă nimic. Normal, dar dispoziția de șantier o face în proiectatul. Bineînțeles, dar la sesizarea noastră, cetățenii nu știi. Sesizarea e făcută, acum așteptăm să... Deci se poate, dar nu poate să vrea. Nu știu dacă nu se vrea acum, nu spuneți că veniți după o săptămână după ce noi am chemat toți liceii abilitați și zice, na, cum nu se poate? Nu există. Nu există. Adică nu e lipsă de interes, sub nicio formă. Dacă vine și patronul ce e de acolo, poate să ajunge. Băi, dar trebuie făcut oamenii ăștia închitat acolo ceva. E bună de o regoră. Da, și cum... Era bună o regoră. E bună, cum le-a făcut și ceva? 50 metri, 100 metri, maxim, nu știu. Da. Cam mare. Dacă mai vrea cineva să ia cuvântul? Epuizate, am închis. La treabă. Și am fi epuizate toate problemele în ordine de zi, declar închis lucrările de ședință. Mulțumesc.